Bună dimineața, vă salutăm la prima oră în această zi de luni, 26 aprilie, o zi foarte importantă, inclusiv pentru Mihaela Tabură, care are de lansat un videoclip. Salut, Mihaela! Bună dimineața, bine v-am regăsit online, dragi telespectatori și întreaga echipă. Bine te-am regăsit online, dragă Mihaela, și toți colegii tăi, cu care te mai vezi din când în când, din câte am înțeles. Dacă tot nu putem să ne întâlnim la concerte, măcar voi, de colegi, vă întâlniți, mai discutați despre o piesă, una altă. Mai cântăm, ne mai simțim și bine, pentru că, într-adevăr, emoțional suntem cam la pământ. Și Cum vă susțineți unii pe alții în această perioadă în care, uite, sălele deocamdată sunt închise, am înțeles că în câteva zile se deschid, dar totuși? Păi cum? La fel, prin artă, prin cântec, prin frumos. Nu ți-ai descoperit vreo pasiune pentru alte ocupații din domeniul artei, de exemplu, între timp cât ai avut timp liber de la muzică? Nu, încă nu am descoperit nimic altceva care să nu fie legat cu arta. La fel ca și înainte, încerc să compun linii melodice pentru alți colegi și adică am mai mult timp pentru această activitate. Și știam că pășeai des peste prut și cântai, iar acum, în perioada asta, ce se întâmplă acolo? Îți spun colegii din partea aceea care e situația? Păi și la ei e greu, dar bine, în comparație cu noi, cel puțin ei au deja o parte mai mare vaccinată a populației și sunt mai receptivi ca la noi. De fapt, noi nici nu avem așa posibilități ca ei să avem. Mulți dintre noi mergem în România să ne vaccinăm. Tu ai reușit? Pentru că deocamdată n-au ajuns etapele 2 și 3 aici. Încă nu am reușit. Și... Cu Doamne ajută! Cu Doamne ajută să fie, da. E un pas corect și un pas spre deschiderea granițelor și a posibilităților și revenirii la viața normală. Iar acum hai să vorbim despre noutatea ta muzicală, pentru care ai reușit deja să desenezi și un videoclip. Așa este, o nouă realizare a mea, Viață. Și la ce te gândești în cadrul acestei noi realizări? Viață din ce perspectivă? Putem chiar să ne regăsim în unele versuri, putem să regăsim chiar și situația pandemică. Este un text care pe alocuri mă caracterizează. Nu știu, sper ca toată lumea să se regăsească și nu aș vrea să dau prea multe detalii, aș vrea lumea mai cu seamă să asculte textul, nu doar să vizioneze, dar să asculte și să ajungă și la ei prin suflet, să treacă, să-i răscolească și să le fie pe plac această melodie de suflet, mai ales că suntem în această perioadă a postului și avem nevoie și de hrană spirituală și chiar de melodii care ar putea să ne emoționeze. Ce ne mai hrănește spiritual în această perioadă? Despre videoclip nu mai vorbim, o să-l vedem. Ce ne mai hrănește spiritual? Speranța. Tu la ce speri? Eu sper să fie bine, să revenim la viața noastră, pentru că ne-a afectat și emoțional, cum am zis, mă repet, și financiar, pentru că, na, știm noi bine, interpreții se hrănesc mai mare parte și în bună parte din evenimentele private. Adevărat. Da, și sigur că dorința noastră este să revenim, dar în primul și în primul rând să fim sănătoși. Asta e cel mai important, să fie apropiații noștri bine și să petrecem sărbătorile care se apropie în familie. Care sunt cele mai frumoase tradiții și rânduieli la care ții anume de Paști? Păi nu știu, toate, mai ales să ciocnim ouăle împreună acasă, să ne spălăm pe față cu coș de ou sfințit, mai multe. Dar și îmi aduc aminte bine și în ziua de Paști să fim neapărat îmbrăcați în haine noi. Uite așa, eu țin minte că obișnuiam când eram în copilărie. Iarăși trebuie să-mi iau haine noi, de Revelion haine noi, de Crăciun haine noi și de Paști haine noi. Da, da. Nu mai am loc în garderobă. Bine, și trebuie să fie de culoare albă. Sau nu? Găsim. Bine, Mihaela, la final, înainte să îi dăm drumul noului tău videoclip, Viață, hai să fie cu o dedicație, invită telespectatorii să-l urmărească.
Da, în primul rând aș vrea să mulțumesc echipei cu care am colaborat, Orchestra Lăutarii, Corneliu Podgros, o echipă Vio Marc, cu care am filmat acest videoclip, și să le mulțumesc pentru implicare și, desigur, oameni buni. Haideți pe YouTube, Mihaela Tabără, să ascultăm cel mai nou videoclip și cea mai frumoasă melodie, zic eu, sensibilă, chiar la momentul dat. Mihaela, îți mulțumim, îți urăm... telefonul, așa. Da, nicio problemă. Bine că noi ne-am pregătit, avem trepied de la cameră și de nu tremură camera. Noi îți mulțumim, îți urăm o săptămână așa cum îți dorești, să fie una liniștită, frumoasă, spirituală și acum să vedem videoclipul. Doamne ajută, mulțumesc!